A fost spectacol la prima ședință ordinară a Consiliului Județean Constanța. Majoritatea PSD-PMP-ALDE a venit cu o variantă de nouă comisii de specialitate și cu propunerea ca liberalii să preia coordonarea a două dintre ele, chiar dacă se află în opoziție. Refuzul PNL a aprins imediat spiritele între consilieri. Cumva vreți să ieșim la tablă legii de la PNL și de astăzi să faceți un profesor acolo cu noi? Propunerile liberalilor de denumire a comisiilor au fost motiv de amuzament pentru consilierii PSD. Comisia de buget, finanțe, dezvoltare economică, IMM-ul, comerț, turism, servicii, deja le-a compresat de respectiva comisie numai ce să facă. Comisia 7 pentru educație, tineret, sport, roace, plăca civilă și OIG-urile a propus 5 persoane. Adică PSD, ALDE și PNP, luați și voi două locuri. Respect, eu mă întreb, cinstit și onest, respectă paritatea politică și votul cetățeanului. Liberalii au ținut să lămurească motivele care au stat la baza respingerii propunerii venite din partea conducerii Consiliului Județean. Am refuzat acest lucru pe motiv că votul din 5 iunie, cei 15 consilieri pe care Partidul Național Liberal l-au avut singur, nu reflectă numărul de comisii. Am venit și am făcut o propunere pentru 7 comisii. Motivul pentru care am făcut propunerea de 7 comisii era una de funcționalitate, 4 către cei care au reușit să formeze o alianță și 3 PNR, ar reflecta votul. În cele din urmă a fost adoptată varianta propusă de majoritate, cea cu 9 comisii. Tot în cadrul ședinței a depus jurământul și cel mai nou consilier județean, Nicoleta Bercaru, cea care a luat locul demisionarului Daniel Georgescu, șeful de la Canale Navigabile, care se temea să nu fie declarat incompatibil.